Salutare repari și repărițe și bine v-am găsit la Rap Kid Survival Vanilla, episodul 11. După cum știți, data trecută am terminat căsuța asta. De fapt, nu e chiar terminată, dar am făcut ceva lucruri în ea. Adică e mult, mult mai... arată mult mai bine. Și probabil o să mai facem câte ceva prinăuntru pe aici, dar în episodul ăsta o să mergem mai întâi și să începem să facem o mină. Trebuie să facem un mineshaft undeva jos, pentru că nu avem deloc și hai să vedem dacă avem nevoie de ceva. Ceva de aici. Trebuie să facem și portalul și cred că vom avea nevoie de ceva iron. Și o să iau în jur de... hai să le iau pe astea 8. Așa. În caz de mi se strică, pentru că probabil o să se strice ceva de aici. Arcul ăsta nu am nevoie, nici ăsta. De fapt, știți ce? O să iau arcul ăsta mai prost. Probabil o să am nevoie de el. O să iau jumătate din săgețile astea. Așa, se pare că ploaia a început. Oprim ca de obicei, pentru că nu suport. Așa, avem pumpkin seeds, melon seeds, avem destul de multe, putem să facem și o fermă după aia. Și probabil o să facem o pistă cu rails până jos acolo, dar deocamdată nu, deocamdată. Ok, din diamond cred că o să mai strâng ceva și o să facem o armură. Ia să puțin, când trebuie pentru armură? Am nevoie de 6, am nevoie de 8. Ok, deci mai trebuie 2 diamonduri pentru armură și probabil o să le găsesc și pe alea. Deci hai să facem un mineshaft undeva pe aici. Se eliberează aici zona asta. Ca să pot să urc mai repede sus și să pun jos niște liane. Hai să le pun pe astea. Așa, perfect. Mi-a mai dat un copacel, hai să-l punem acolo unde încercăm să facem, unde încercăm să extindem jungla. Cred că va fi un proiect destul de interesant să extindem jungla asta în partea asta și o să arate destul de super după ce o să terminăm. Și hai să punem aici. Așa, perfect. Bun, și... da. Deci mai șeftul o să fie undeva pe aici, zic eu. Chiar aici. Așa. Și să fie de 3... oh, bine că nu-i gravelul fix unde sap eu. Să fie de 3 înălțime și de 1 lățime. O, nu. Ce? De ce a dispărut așa brusc lumina? Ciudat. Foarte, foarte ciudat. Hei, aici nu trebuia. Dirt. Ce naiba se întâmplă cu lumina? Vreau lumină. Așa. Ciudat. Așa, și... ce să mai facem episodul ăsta? Deci facem o mină și coborăm undeva jos unde să ne facem o micuță bază. Hai să vedem la ce strat suntem. La 61. Wow, suntem destul de sus. Destul de sus. Mai avem de coborât destul de mult. Ups. Asta nu trebuie aici. Cred că e un cave în față. Uite și niște aer lângă mine aici. Să scot asta. Și pot folosi și... asta era numai din noul update. Da, în update-ul ăsta nu pot face. Știu că Shift și Control, Shift 3, pardon, făcea chestia asta să apară fără chestia aia din dreapta jos, cercul ăla, și fără alea din stânga. Și era destul de... era mai bine așa, pentru că cam ocupă o mare parte din display chestia aia. Dar sincer să fiu, mi-au zis mulți, m-au întrebat pe Skype dacă vreau, m-a întrebat cineva dacă vreau texture pack Fateful pentru 1.2.4 și chiar am spus și repet că nu fac update la 1.2.4 pentru că în 1.2.3 chiar acum joc cu 60 FPS, adică înregistrez pentru că asta am pus eu limita. Și dacă e să nu înregistrez, joc cu 300 FPS average
și în Minecraft 1.2.4 joc cu 30 maxim fără să înregistrez și vă dați seama câtă diferență de la 300 la 30, de 100 de ori mai puțin. De asta nu fac eu update la 1.2.4 pentru că e super super nașpa și laghează ca naiba. Așa că și nici nu s-au adăugat multe chestii. Ce? S-au adăugat niște sandstone, niște ce s-a mai adăugat? A, da, cobblestone, nu cobblestone, ăsta wooden plank-uri de altă culoare care sunt chiar foarte nefolositoare. Adică, dacă vrei să faci un stack din diferiți copaci, trebuie să iei același tip de copac. Dacă ești într-o zonă cu mai multe feluri de copaci, pur și simplu trebuie să faci 3 stack-uri. Că altfel nu poți. Și îți umpli inventarul degeaba. Se pare destul de stupidă chestia, dar poate unii dintre voi aveți nevoie de wooden plank-uri diferite. Nu știu, să faceți construcții de culori diferite de chestii, mă rog. Dar eu nu am nevoie de chestiile alea deocamdată. Când o să facă update-ul 1.1.2.5, sper că o să se rezolve chestia cu lagul, pentru că e super nașpa. Și, da, ce să mai facem episodul ăsta? Văd că nu prea găsesc niște peștere. Hai să vedem la ce... Ups, n-am vrut să fac aia. Suntem la 32. Wow, chiar mai avem o grămadă de coborât. Foarte, foarte mult. Așa. We have to go a lot. Ok, deci... Încă e zi afară, ciudat. Și în episodul ăsta o să fie și o întrebare, nu știu care, dar o să fie până la sfârșit o întrebare. Și... Hai să vedem. Mai avem mult, suntem la 20, ok, mai avem foarte, foarte puțin de coborât. Așa. Cred că ne oprim la 13 sau la 12. Ia să vedem, suntem la 17 acum. Să mă întorc aici. Și ăla-i 13. Hai să coborăm la 12. Așa. Wow. Mai bine nu. Mai bine nu. Ia să vedem ce avem aici. Niște obsidian. O fi vreun cave încolo? Ia să vedem, să mergem până acolo. Așa. Ok, am găsit și un cave. Așa se pare. Hai să văd ce avem pe aici. Mai nimic. Din câte văd eu, mai nimic. Ah, nu, nu-i nimic aici. Hai să mai luăm căulul ăsta. Pentru că nu prea am luat cărbune și o să avem nevoie de ceva. Cu mine nu am cărbune pentru că nu am avut loc în inventar și n-am putut să iau tot. A trebuit să iau ce a fost mai folositor și am luat doar un singur stack de cărbune. Adică nici n-a fost un stack întreg. Nu știu de ce n-am luat unul întreg, nu mă întrebați. Hai să văd mai și aici. Așa, ia să vedem redstone. Bun. Poate să găsim și un nou spawner pentru că avem nevoie de încă o capcană și o să mergem drept aici, așa. Trecem de la asta. La nivelul ăsta ar trebui să găsim ceva diamonduri, să vedem cât o să săpăm până când o să găsim. Și deja avem, cred că sunt 10 minute de când filmăm.
Wow. Ce ciudată e lava aia. Mother of Caves. Ce naiba? Uite diamond. Ok, super, am găsit diamond. Awesome. Hai să vedem. Mother of Diamond. Doar unul. Doar un diamond. Serios, cum e posibil așa ceva? Da, se pare că atât a fost, un singur diamond. Super, super. Why are you so stupid, Minecraft. Minecraft, why are you so stupid? Hai, hai să văd, poate mai avem ceva pe aici. Mai un cave aici? Mai e. Destul de mare chestia asta, destul de mare. Și văd sus acolo gold. Niște iron aici. Și partea asta. Ce avem pe aici? Ia să văd. Nimic interesant. Absolut nimic. Hai să mergem înapoi și... Ups, nu pe aici, pe aici. Așa, și să vedem ce mai avem prin zona aia. Pentru că nu vreau să mă pierd și nu vreau să pierd intrarea. Pe unde am luat-o? Ok, deci deja mi-am pierdut sau... Nu, pe sus, pe aici. Da, pe aici am venit. Și... Trebuie să găsesc apa aia. Unde n-ai băi apa? Era sară jos acolo. Era sară în lavă. Oh, unde n-ai băi? Uite aici, ok. Pe aici am venit și... Nu cred că mai e nimic în zona asta. Hai să mergem acolo. Nici aici. Așa. Nu știu de ce iau redstone-ul, cu toate că nu-mi trebuie, tot îl iau. Așa, hai să văd. O să iau și iron, o să iau și iron. Cine știe când o să am nevoie și de iron. Așa. Și uite niște gold. Așa. Hai să văd, deci ăsta e nivelul 12. Nu? Da, e 12, să pun partea asta. Așa. Și să văd dacă găsim ceva. Probabil o să dăm de cave-ul celălalt care era în partea aia. Cred. Dacă nu, o să curgă lavă peste noi. Ceva o să se întâmple, sigur. Ori găsim diamond, cine știe. Of, ar fi super, super dacă am mai găsit ceva diamond. V-am zis că dăm de cave-ul ăsta. Ok, și o să încerc să trec de el. Așa. Ok. Ok, și deja avem 15 minute, în jur de 15 minute de când filmăm și văd că nu am găsit decât un diamond în mina asta. Super nașpa.
Wow, se pare că nici nu mai am loc în inventar și eu încă nu găsesc ceva diamond. Of, cred că ar trebui să încetăm să minăm și să mergem sus să mai facem câte ceva la casă. Chiar ar trebui să încetăm să minăm acum. Deci asta a fost un semn, să înțeleg. Oprește-te, bă, de minat, nu mai mina. Pleacă, du-te și fă la casa ta. Să iau ceva căule aici, pentru că avem nevoie de el. Și o să fac, probabil o să fac două stack-uri. Deja am un stack și 20, 25. Așa și-am mai văzut aici o leacă. Ei, se pare că nu prea am scade hunger bar deloc, super. Nu spune, da, oare de ce? Eram pe peaceful. Da, neatent, sunt neatent. Așa, și ăsta e tot. Și avem 45, mai avem puțin aici, în partea asta. Așa. Și cam atât în mină. Să vedem câte am, 59. Oare mai găsesc pe undeva 5? Uite acolo. Mai au 5 și plec. Ok, și avem 64, avem un stack și putem pleca de aici. Așa. Ups, ce era să sar acolo. Așa e mai sigur. Și putem ieși din mină. Da, cred că e noapte afară, nu știu de ce, dar cred că e noapte. Oare se face zi? Sau se face noapte? Că văd că e între. Ori se face zi, ori se face noapte. Dar cred că se face noapte. Nu știu de ce am eu impresia că se face noapte. A, plouă, serios? A, iarăși? Așa, ploaie stupidă. Și se face. Ce se face? Se face noapte? Se face zi. Da, se face zi. Așa e. Super. Și da, mă, se face zi, ok. Ups, de ce am fugit de acolo? Chiar acolo era casa mea și am uitat. Credeam că mi-am făcut mina în altă parte. Și cred că o să avem nevoie de ceva lemn negru să mai fac, să mai amenajăm ceva pe acolo și deocamdată nu o să iau acum, o să iau după. Hai să vedem, urcăm sus și mai amenajăm ceva pe la casă. Putem face ceva în zona asta unde e copacelul ăsta. Ia să văd dacă e ceva interesant pe aici. Aș putea lua toate frunzele și să încep să fac ceva. E destul de aproape de casă și pot coborâ foarte, foarte repede aici. Deci hai să luăm toate frunzele astea și să facem ceva. Hei, dă-mi frunzele. Niciodată să nu iei frunzele lui Rap Kid. Altfel veți avea de face cu Chuck Norris. Așa. Ce-i cu ceața asta? Serios, ce naiba e cu ceața asta? Ha? Video settings. Era de la chestia cu normal? Sau? Da, cred că de la asta era. Ok, nu nimic, acum suntem pe far și las așa. Ut! Bă, ce era să ca jos. Hei, nu mai am loc. Deja am făcut încă un stack.
Ce să arunc de aici? Cobblestone. De fapt, gravel. Așa. Hei, ce n-ai mai cu asta aici? Dispari. Așa. Oh, aia nu o să dispară, nu o să dispară. Cum o iau eu de acolo? O să fac o manevră rapidă. O să iau și o să fac înapoi. Super. Așa. Hei, stai că trebuie să urc sus acolo. Să iau cu pace ăștia. De fapt, lemnul ăsta. Și să tai toate frunzele. Și ăla să-l tai. Așa, perfect. Și mai am doar aici câteva. Și trebuie să tai și ăsta. Așa, bun. Și nu știu ce o să fac aici. Probabil o să fie... probabil o să fie ferma, zic eu. Nu mai am niciun șiers? Nu. Aici fac altele. Și cred că da, cred că asta o să fie ferma. Așa și după aia vedem ce să mai facem. Așa, perfect. Cred că s-au dus toate. Alea o să dispară, bănuiesc. Dacă nu le ajut eu, dacă e. Da, dispar. Și se pare că cam atât am avut de făcut aici. Apoi putem pune frunzele. Ia să arunc astea de aici. Și să mai arunc ceva cobblestone, pentru că n-am nevoie. Așa, perfect. Și să vedem. Să vedem. Nu așa. Așa. Da, aici o să fie ferma. Hai să vedem cum o facem. Trebuie să găsim un design. Ceva mai drăguț. Să vedem cum coborăm de acolo. Să fie undeva o gaură, probabil acolo. Da, aici o să fie. Chiar... Nu, chiar aici. Nu, chiar aici. Cum naiba e ala pus acolo? E cu una mai în spate față de asta. Pa nu. Asta e. Da, asta e. Ok, și aici o să vină lemn de asta. Și o să urcăm sus pe liane. Hai să văd dacă ajung acolo, ajung. Ok. Tot n-am făcut-o bine. Nu e bine. Așa, aici trebuia să fie gaura. Și trebuie să coborăm pe ăsta. Deci ăsta trebuie tăiat de aici. Și vine altul în partea cealaltă. Chiar aici. Așa, perfect. Liane. Și le punem... Hai să văd cum ajung și acolo sus. Așa, perfect. Bun, sunt până sus? Sunt. Și acum trebuie să fac niște pereți pe margini. Ca să nu pic jos când o să cobor. Să văd cum îl pun pe ăsta. Așa, și aici la fel. Hai, lasă-mă să mă urc. Așa. Bun. Haide. Așa, perfect. Bun, cam asta e. Și hai să tez render pe normal, pentru că nu prea-mi place cum se randează toată lumea. Arată cam ciudat. Așa. Uite un oselot acolo. Și o să mă duc și să pescuiesc. Și o să fac rost de ceva pește pentru oselot. Și hai să văd cum pun astea aici. Aici o să fie supplies. Adică două chesturi. Unul într-o parte, unul într-alta. Așa, și o să fie în spatele lor aici.
O să fie o chestie de așa. Apoi o să fie aici de asta normal. Aici o să fie așa. Așa și... Pam, pam. Ok, apoi continuăm cu desta. Bun. Și hai să vedem, să începem să punem dirt-ul, să vedem cum o să vină. Mai întâi să facem platforma până mai încolo, sau cât o să fie de mare. Cam așa, deocamdată. Wow, câte frunze sunt acolo, hai să le iau. Alea sunt puține, le las pe alea. Așa și... Haide. Așa. Până aici. Cred că o să și mai lățesc, nu știu dacă o să fie numai atât. Deocamdată hai să pun aici să văd cât este. Și... O să pun aici, probabil o să pun tot felul de seeduri. Și melon, și pumpkin, și... seeds normale, adică de wheat și toate, toate care sunt. Așa, și hai să mai văd un rând, mai încap aici. Mi-ajung astea? Cred că mi-ajung. Da, mi-ajung. Așa. Odată aici. Și odată aici. Așa. Să vedem dar tu cum începem, cum începem să-l punem. Să vedem, avem aici una pe mijloc. Da, una. De fapt, știți ce? Aici o să fie apă și pe margine o să fie de asta. Imediat opre și ploaia. Cât de frustrantă poate să fie chestia asta. Ok. Să vedem. De aici o să înceapă 1 2 3 4 5 6 și 7. Cam așa o să fie. Dar știți ce, o să scot asta și o să las numai 6. Așa. Apoi vine încă un rând, tot așa. Și apoi în partea asta. Și pentru că am atât mi-a ajuns, așa se pare, și acum o să mărginim cu frunzele și apoi o să mai mărim, o să mai punem dirt când o să mai avem. Deocamdată nu m-am mai dus să mai eu pentru că se înserează din câte cred eu, da. Și o să mai punem după aia. Așa, și în partea asta la fel. Să văd aici. Ups. Ok. Așa, bun. Și cam aici o să se termine și episodul ăsta, bănuiesc. Deja avem 30 de minute din câte văd eu după timer și ok. Și aici o să mai vină una și suntem gata și cu asta. Apoi mai punem pur și simplu câte o frunză aici la capăt. Și putem pune apă. Ceea ce nu avem. Adică nu avem găleți. O să facem rost și de alea. Și aici mai trebuiesc. O să pun așa. Un lemn, da. E ok. Și aici frunze. Ca să pot urca, să nu sară direct pe alea. Pentru că dacă sară direct aici, o să se spargă, o să se facă dirt-ul la loc. Și lopata se cam duce. O să fac alta imediat. Hai să văd aici ce mai avem nevoie. Mai avem nevoie de găleți. Găleți, hai să fac niște găleți. Am 6, mi-ajung de 2 găleți. E de ajuns, după aia o să fac o sursă infinită de apă și după ce facem rost de apă se târnă și episodul ăsta. Hai să vedem. Avem apă undeva pe aproape? Sper că avem. Au. Aia clar că a durut. Așa, mai am ceva de mâncare la mine? Nu cred. Ah, ba da, mai am un steak aici, de fapt un pork chop.
Așa, și hai să vedem unde avem apă undeva pe aproape. Știu că văzuseram eu undeva un creeper acolo. Pe aici, pe undeva era apă. Uite acolo. Așa, și luăm două gălezi și mergem sus să facem în fermă acolo. Să facem o sursă infinită de apă. Și arată destul de drăguț. De jos nu e chiar așa de super, dar de sus arată mega tare. Și hai să vedem unde facem sursa infinită de apă. Cred că o să fac acolo în fermă sau nu știu. Hai să văd. Așa, căsuța asta e mult mai ordonată, adică arată mult mai bine și e mult mai tare decât cealaltă. Hai să văd unde să punem. Cam aici o să fie. Să fie ceva în spate unde punem mai multe chestii, nu știu, ceva de genul. Așa. Și ce o să punem aici? Ce o să pun aici? Asta nu trebuie aici. Așa. În primul rând o să fie într-un colț sursa infinită de apă. Chiar aici. Așa. Și hai să punem între astea aici apă. Așa, și așa, și așa. Perfect. Ok. Și am terminat și cu asta. Cum putem să aducem chestia aia, adică cum se numește, sapa aia. Ok, avem 32 de minute să ne grăbim să luăm hole, iron hole. Do a stupid ow, do a stupid ow. Hai să vedem. Aici. Așa, așa. Perfect. Și cam aici se termină episodul repare și repareze și ne vedem în următorul episod în care tot așa vom mai adăuga câte ceva la căsuță până când o să facem mai avansată și o să încercăm să facem și niște ferme de animale, de porci, pentru că o să avem nevoie de multă, multă mâncare și trebuie să ne facem ceva provizii. O să mergem la și cactus, o să facem și o fermă de cactus tot lângă aia, jos acolo. După care probabil o să facem și rost de un ocelot. Dar cam atât pentru episodul de astăzi. Nu uitați de like, comment și subscribe și ne vedem în următorul episod. Au, puteam să mor acolo. Și ne vedem în următorul episod. Probabil o să pun jos niște apă ca să nu mai mor dacă e să pic din greșeală. Da, și cam atât pentru episodul de astăzi. Pe data viitoare, repar și reperețe. La revedere. Pa, pa!